Astăzi, în jurul orei 13.30, pe drumul Celeagă Alba Iulia de Pâclișa, în zona unui binecunoscut izvor, o căruță trasă pașnic de un cal a fost făcută țânder de un autoturism mic în dimensiuni, dar mare în cai putere, comparativ cu rusticul vehicul. Deci veneați pe și vă lovit frontal sau cum? Din spate, în spatele căruță. Spatele căruță. Două ambulanțe au fost deplasate la fața locului, precum și un echipaj al poliției, însă, din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime. Doar bietul cal a fost zgâriat la picioarele din spate, dar nu într-atât de grav, încât să-l împiedice a rumega iarba de pe marginea carosabilului. Calul nu s-a sinchisit de camera de luat vederi și a păscut întreaba lui. În schimb, un nene nervos în vorbă ne-a apostrofat că îl filmăm. Oare de ce? S-o fi simțit cu musca pe căciulă sau de teamă că nu dă bine pe sticlă? Nu-ți mai trebuie camera? Dar de ce? Nu, dar azi te întreb. Dar de ce mă filmez? Nu-ți mai trebuie camera sau ce? Din căruță nu s-a mai ales nimic decât lemne de foc. Pe aspectul țăndărilor rămase din rusticul vehicul și al vătămării BDV-ului din Ham, rămâne ca șoferul și căruțașul să se înțeleagă, să cadă la învoială. De culpă se ocupă poliția rutieră.